O femeie în vârstă de 60 de ani a fost găsită carbonizată după un incendiu ce a izbucnit în seara zilei de vineri 6 decembrie în satul Budișteni din comunale Ordeni. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș au intervenit cu două autospeciale de stingere, un echipaj smurt și o ambulanță. Ajuns la fața locului cu două autospeciale cu apă și spumă și un echipaj smurt, am constatat că este vorba despre un incendiu la o anexă gospodărească care se manifesta cu flacără pe o suprafață de circa 50 de metri pătrați. Am intervenit pentru lichidarea incendiului. Din păcate și din nefericire, la fața locului am găsit și o victimă de sex feminin în vârstă de circa 65 de ani, care prezenta arsuri pe întreaga suprafață a corpului. Până să ajungă pompierii, o anexă a casei s-a aprins și a ars foarte repede. Vecina care a alertat autoritățile a intrat în curte și a descoperit lângă casă trupul inert al proprietarei. Avea hainele arse și era carbonizată. Eram acasă și am văzut prima mașină de pompieri, n-am știut ce se întâmplă, am văzut și ambulanța, a doua mașină de pompieri, urmată de alta ambulanță, și am ieșit din casă gândindu-ne că este aici, la vecina mai sus. Nu știam sigur, dar când am ajuns, deja mare parte din foc era stins, însă mai ardea în spate, ea este carbonizată, din păcate. Femeia locuia singură, dar avea un fiu care locuiește în aceeași comună și o vizita destul de des, însă în acea seară era la muncă. Era la voi. Cred că de la coș nu pot să dau seama. Era, nu era, se îngrijea singură, mă aducea mereu să mâncare oricând. Că nu o lăsam singură. Acum două zile am fost aici, la ea, i-am adus ce i-a trebuit. O să... Mereu îi aduceam de mâncare, oricând. Ce trebuia. Din primele verificări a fost stabilită cauza incendiului, respectiv jar pe material combustibil din încăperea în care se afla soba, având coșul necurățat. Cel mai probabil femeia a încercat să stingă focul, iar hainele de pe ea s-au aprins, apoi a fugit în curte, unde a căzut și a murit. În urma examinării preliminare a cadavrului nu au rezultat suspiciuni, cauza decesului urmând a fi stabilită prin efectuarea necropsiei.